Ucrainenii fac tot posibilul pentru a fi cu un pas în fața militarilor ruși. Un bunic curajos a prins momentul în care rușii au lăsat un camion cu arme nesupravegheat, a urcat la volan și a condus glonț până la militarii ucraineni. Ну ты красавчик, ты, бля, при колпаке служил уже, наверное, бля. Что там есть? Бля, что я приобрел. Бля, нихуя себе у нас тут. Смотри, приобрел. Да ты что, ты искал. Красава, для интернета, бля. O înregistrare video venită din Ucraina prezintă momentul în care un camion rusesc cu armament este predat militarilor ucraineni de către un bunic. Acțiunea pare să aibă loc undeva în regiunea Harkovului, unde se duc lupte grele de zile în șir. Bătrânul a prins momentul când militarii ruși și-au lăsat camionul nesupravegheat și n-a ezitat în a prelua controlul. Acesta a urcat la volan și a plecat glonț spre liniile de luptă, unde știa că sunt soldații ucraineni, pentru a preda prețioasa captură. În imagini se pot vedea armele din camion, pe fundal auzindu-se cuvintele de uimire și mulțumire ale soldaților ucraineni pentru bunicul curajos. Jos, potrivit Antena 3. Deși mii de mașini pline cu civili au putut părăsi orașul săptămâna trecută, aproximativ 100.000 de persoane sunt în continuare blocate acolo, fără resurse, conform Kievului, iar peste 2.500 de persoane au murit deja.